Oameni de bază în echipa sub 17 ani a Stelei, mijlocașii Răzvan Florea și David Matei au efectuat primul lor cantonament cu formația de seniori pregătită de Daniel Oprița și Fane Nofitovici. Tineri, talentați și muncitori, Răzvan și David au răspuns la finalul cantonamentului la 10 întrebări într-un prim interviu acordat echipei Steaua TV. Ce a reprezentat pentru tine faptul că ai făcut primul cantonament cu echipa de seniori? Înseamnă un pas foarte mare în cariera mea de fotbalist, primul cantonament cu echipa mare. Și mă simt foarte bine că am făcut parte din lot. Pentru mine a însemnat un lucru foarte mare că la 16 ani să pot face pasul acesta. După mine nu sunt singurul care aș merita, pentru că toți de la grupa noastră merităm, dar asta este. Sunt foarte bucuros pentru mine și sper ca în vară să facem cât mai mulți pasul. Cum l-ai caracterizat pe Daniel Oprița după aceste două săptămâni în care ați lucrat împreună? Un antrenor foarte bun, foarte înțelegător. De fiecare dată când am avut nevoie de ceva, m-a ajutat cu inima deschisă, mi-a explicat foarte bine tot ce n-am înțeles și antrenamentele foarte bune. Foarte implicat în antrenamente, îmi place cum se implică și față de mine. Dintre veteranii echipei, ce jucător te-a impresionat la antrenamente? De la fiecare poți învăța câte ceva și toți m-au impresionat, adică am să învăț de la fiecare câte ceva. M-au impresionat foarte mult, îmi place dăruirea lor la antrenamente, nu pot să dau un nume. Neapărat. În mare parte, cam tot grupul m-a impresionat. Ce ați făcut în timpul liber în cantonament? Am stat mai mult cu cei mai tineri, cu Atana Strică, cu Iustin Răducan. Ne-am jucat FIFA și am mai făcut câteva abdomene în plus. Ne-am jucat FIFA, am stat cărți, am mai citit. Care e materia ta preferată la școală? Una dintre materiile mele preferate la școală și una la care mă pricep este limba română. Am avut note destul de bune, media 10 anul trecut și anul acesta sper la fel, să o duc la fel. Geografie. Mă descurc și foarte bine la geografie. De mic am început cu geografia și asta e. Nu prea mă descurc la matematică. Geografia îmi place. Dacă ai putea, ce materie ai scoate din programa școlară? Mi se par că unele materii nu și-au rostul, adică, de exemplu, desen sau muzică. Muzica. Muzica nu, deloc, nu sunt cu muzica. Deloc, chiar dacă băieții aseară m-au pus să cânt, nu-mi place deloc. Care e echipa ta favorită? Echipa mea favorită este Manchester United, unul dintre cele mai frumoase cluburi din istoria fotbalului și cred că au cei mai frumoși fani. Real Madrid, dar ca joc, Barcelona și Manchester City. În ce campionat ți-ar plăcea să evoluezi? Mi-ar plăcea foarte mult să evoluez în Spania, unul dintre campionatele mele preferate, pentru că acolo este mai mult pe pasare și pe abilitățile tale tehnice. În Premier League. Pentru că îmi place cum toți jucătorii au ambiție, chiar dacă sunt mai tehnic, îmi place dăruirea lor pe teren. Care este marele tău vis ca și jucător? Marele meu vis este să ajung un fotbalist de top pentru Steaua și pentru echipa națională a României și pe viitor un transfer în afară. Să ajung la echipa națională să câștig un trofeu, cum ar fi Cupa Mondială sau titlul european și Champions League-ul. După două săptămâni de pregătire centralizată la baza proprie, Steaua va relua săptămâna viitoare seria de partide amicale. Astfel, roșialbaștrii vor întâlni miercuri 1 februarie pe viitorul Dăiești din Liga a 3-a, în direct pe Steaua TV.